Decizia președintelui țării de a-l desemna pe Igor Grosu în calitate de candidat la funcția de prim-ministru a împărțit taberele în Parlament. Liderul pro-Moldova, Andrian Candu, spune că așteaptă ca Igor Grosu să vină în Parlament cu un program profesionist de gestionarea crizei pandemice și de deblocarea relațiilor țării noastre cu femeii, astfel încât guvernul să primească vot de încredere din partea deputaților și să fie deblocată criza politică din țară. Este o surpriză plăcută pentru că lucrurile se mișcă în direcția corectă și va duce la sfârșitul crizei politice. Strict din punct de vedere juridic, în condițiile în care Mariana Durleșteanu s-a retras, Maia Sandu a acționat corect, potrivit Constituției, a spus Andrian Candu. De cealaltă parte, socialiștii spun că în scurt timp majoritatea parlamentară va veni cu un alt candidat la funcția de prim-ministru, pe care președintele va fi obligat să-l desemneze. Igor Grosu va rămâne și el în istorie drept candidatul la funcție de premier care nu a acumulat niciun vot. În același timp, în Parlament ar putea veni o majoritate de deputați care îl vor susține, de exemplu, pe Andrei Năstase. În aceste condiții, Maia Sandu va fi obligată să înainteze candidatura majorității parlamentare, a spus deputatul PSRM Grigori Novac. Reprezentanții PAS spun că nu renunță la ideea alegerilor parlamentare anticipate, dar scrutinul electoral va avea loc abia după ce va fi atenuată criza pandemică din țară. Igor Grosu va veni cu un program foarte bun. Prioritatea zero a acestui guvern va fi gestionarea crizei pandemice, a spus deputatul PAS Sergiu Litvinenko. Dezamăgiți de decizia șefului statului sunt deputații platformei DA, care îi cer președintelui țării mai multe predictibilitate în acțiuni. Numele lui Igor Grosu nu a fost pronunțat nicăieri în timpul discuțiilor. Sunt niște schimbări de macaz de la o zi la alta. Am vrea mai multe claritate și mai multe predictibilitate din partea instituției prezidențiale, a spus deputatul platformei DA, Vasile Năstase. Potrivit Legii, premierul desemnat are la dispoziție 15 zile din data semnării decretului prezidențial pentru a-și crea echipa guvernamentală și programul de guvernare și pentru a cere votul de încredere al parlamentului. Amintim că Maia Sandu l-a înaintat pe Igor Grosu după ce s-au încheiat consultările cu fracțiunile parlamentare, în același zi Mariana Durleșteanu, care a fost înaintată de PSRM la funcția de prim ministră a anunțat că se retrage din viața publică. În context, liderul socialiștilor, Igor Dodon, a declarat că PSRM nu va susține candidatura lui Igor Grosu la funcție de premier.